În anul 1889, Congresul Internațional ai Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații muncitorești. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea țărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă. În România, această zi a fost sărbătorită pentru prima dată de către Mișcarea Socialistă în 1890. În perioada regimului comunist, de 1 mai, autoritățile organizau manifestații uriașe pe marile bulevarde. Coloane de oameni în ținute festive scandau lozinci și purtau pancarde uriașe. După 1990, importanța propagandistă a zilei a fost minimalizată, dar oamenii se bucură de acest eveniment, sărbătorindu-l în aer liber, la iarbă verde, la mare, ori la munte. Chiar dacă și-a mai pierdut din amploare, în prezent, ziua de 1 mai este sărbătorită în fiecare an de români, prin ieșiri la iarbă verde, cu mici și bere.